Ahoo, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă voi vă alăturați și cuvântul i-ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la case a colinda. Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are, semne bune de belșug pentru brază de sub plug, plugușor cu patru boi, ia mai mânați voi, flăcăi! Hei, hei! S-a sculat Maian, bădica Traian și a încălecat pe un cal învățat, cu șeaua de aur, cu nume de graur, cu frâu de mătasă, cât vița de groasă. El în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Și a pornit într-o joi, cu un plug cu 12 boi, boi boureni, în coadă codălbeni, în frunte țintăței. Ia mai mânați măi, flăcăi! Hei, hei! Cu luna, cu săptămâna, își umplu cu aur mâna și el vrut să vadă de-i vede Dumnezeu roadă. Era-n spic cât vrabia, era-n buc cât trestia. Ia mai mânați măi, flăcăi! Hei, hei! Traian iute s-a întors și din grajd alt cal a scos, un alt cal mai nezdrăvan, cum îi place lui Traian. Negru ca curbul, iute ca focul, de nu-l prinde locul, cu potcoave de argint ce dă sporul la fugit. Traian iute a încălecat, la tinchina a apucat și oțel a cumpărat, ca să facă seceri mari pentru secerătorii tare și altele mai mititele pentru fete ochișele și neveste tinerele. De urat am mai urat, dar mă tem că v-am sera. Pe aici, pe la dumneavoastră, departe de casa noastră. Și ne așteaptă și alte case, cu bucate mai gustoase, cu pâine caldă bufoasă, cu vinul de viță aleasă, cu cotnar de drăgășani. La anul și la mulți ani!